Salut, domnule, sunt Cristi și bine v-am regăsit la un nou vlog. Data aceasta facem un fel de unboxing, videoclip de unboxing pe canalul meu. Am hotărât că clipul acesta nu merită să fie considerat vlog pentru canalul Cristi Munteanu. Plus, destul de mulți dintre voi ați mai vrut clipuri de unboxing, deci de data aceasta băieții de la Genesis au fost foarte generoși și ne-au dat două scaune. Și astăzi o să le facem un clip de unboxing. Apropo, vedeți ce e ăla? Un frigider de înghețată. Trebuie, chiar trebuie unul. Bun, deci după cum puteți vedea, cam așa arată scaunul. L-am luat pe albastru, era aceasta și ăla e al Duțu. Din păcate Duțu nu e acasă, este doar taică-miu. Și o să mă ajute să îl desfacem și să-l și montăm. Timelapse, go! Cam așa arată scaunul, cred că l-am terminat. Ce părere aveți de nou meu scaun? Și cred că cam așa se fac gameplay-urile mele de acum încolo. Uite, să las și în jos. Să las și în sus. Ce mai vrei de la viață? Serios? Așa, da. A, da, ori, da. Nu vedem. Cam așa arată scaunul. Nu știu dacă l-am terminat, că mai trebuie să punem încă ceva, dar taică-mi încă se complică pe aici cu niște șuruburi. Deci am făcut bine până la urmă, nu? Aveam impresia că am greșit ceva și trebuia să deșurubăm lucrurile alea, pentru că mai trebuia să punem un plastic acolo să stea pe lângă scaun, dar văd că e totul bine acum. Deci cam așa arată scaunul, spre osebire de alea vechi. Nu știu, o să facem o diferență rapid. Deci așa arată ăsta. Trebuie să mă duc. Și așa arată ăsta. Pot să spun că ambele scaune sunt foarte bune, ambele filme sunt foarte bune și produc niște fac produse de gaming foarte, foarte bune, dar eu consider că trebuia o schimbare până la urmă în setup-ul nostru. În primul rând că ăsta arată albastru și zic că arată totuși mai tare. Și în al doilea rând, ăla erau cam vechi și până la urmă ajunseseră să se strice puțin, erau puțin îndoite și cred că o să le dau lui taică-miu. Și da, cam așa arată, fraților. Ăsta este tot. Ăsta este, mă, ăsta este. Noi noaptea când stăm, Spot pur și simplu se pune pe scaun și doarme acolo. Spot, ce părere ai de scaunele astea noi? E, ce să zică și ăla acum. Și așa arată scaunul în ultimă fază. Ce gras ești. Cine, mă, eu? Stai, mă, cam pernă asta la spate și îmi scoate burta lui. Da, 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 sigur, așa ziceam și eu. Stai, mă, ia uite. Da, acum ai pus-o la piept, știi, se vadă mai bine. S-a umflat mușcul. Da. Haideți să ducem acum scaunul în cameră să vedem cum se vede și ce părere am și eu despre el. Încă nu m-am așezat pe el și vreau să văd cum se simte. Sigur. Wow. Erau pe jos, e husa de la scaun. Da, da, da. Care e terminat? Cred că alul Duțu. Al meu încă. Uite, e în stare bună. Cum vrei să spui că al meu mai distrus? Ia uite-l. Uite cum l-ai făcut, în ce hal l-ai adus, sărac. Nu știu dacă vă dați seama care sunt diferențele dintre scaune. Probabil pe cameră nici nu se vede nimic, zici că sunt nou-nouțe, doar că în realitate chiar sunt puțin forjate și au început să și scârție. Ia, ține puțin. O să mă așez acum pe scaun. Oh my god. Ok, clar o să scot pernuța asta, pentru că nici la scaunele astea n-am ținut pernuța. Nu scoate sunet, băi! O să scoată, o să scoată la voi. Deci uitați-vă și voi, pe scaunele astea când noi le lăsăm acum pe spate, se aude chestia asta. Bă, la asta nu se aude nimic, ești nebun și stai. Și când le aduc înapoi, mi se pare că tot se aude sunetul. Da, ia, fii atent. Bum, bă, dar e mult mai pufos aici, serios. E nou doar. Nu se aude nimic. Alu Max și acum e la fel, ca nou. E, noi ne aruncăm pe ele. Bun, deci lume, cam așa arată scaunul. Mie îmi place foarte mult. Stai să-l pun și eu într-o poziție mai normală. Cam așa arată scaunul. El va fi de fiecare dată în gameplay-urile mele următoare. Sper că v-a plăcut acest episod de unboxing. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, lăsați și un subscribe la canal dacă nu v-ați abonat încă. Eu am fost Cristi și ne revedem data viitoare. Pa, pa!